Cel puțin 43 de clinici au încetat să mai practice avorturi după decizia Curții Supreme a Statelor Unite ale Americii, care le-a luat dreptul femeilor la întrerupere de sarcină, conform unui studiu publicat. Conform Digi24, în cele 30 de zile care au urmat acestei decizii istorice luată la 24 iunie, 11 state au interzis toate avorturile sau pe cele de peste 6 săptămâni de sarcină, relevă un bilanț realizat de Institutul Guttmacher, care militează pentru acces la contracepție și avort. Una dintre clinici, Mason Rose, aflată în centrul dosarului care a dus la schimbarea de direcție a Curții Supreme, a închis la 7 iulie după ce mult timp a fost singura care practica avorturile în Mississippi. Accesul la avort, care este deja extrem de dificil într-o mare parte a țării, va continua să se înrăutățească, deoarece noi state vor adopta interdicții de avort în săptămânile și lunile următoare. Unele state, cum ar fi Louisiana sau Dakota de Nord, dispun de legi care interzic întreruperile de sarcină, dar luptele în justiție au încetinit punerea lor în aplicare. Altele, cum este Indiana, au convocat o sesiune parlamentară excepțională pentru a adopta noi legi în acest sens. La final, jumătate dintre state, în special cele conservatoare din sudul și centrul Statelor Unite ale Americii, ar urma să interzică avorturile, relatează Digi24.